Aș putea începe cu o afirmație simplă. În anul 2018, cancerul colorectal poate fi învins. De unde apare? Nu există un factor clar care să determine apariția cancerului colorectal. Există foarte mulți factori favorizanți. Există factori favorizanți pe care îi putem influența noi, există factori favorizanți care nu depind de voința noastră. Din cei care nu depind de voința noastră, aș putea aminti istoricul familial de cancere digestive, de cancere colorectale, istoric personal de cancere colorectale. Există niște boli cu transmitere genetică care reprezintă factori de risc pentru cancerul colorectal, cum ar fi sindromul Lynch sau polipoza familială. Există istoric de radioterapie în antecedente pentru alte tipuri de cancere. Factorii pe care îi putem însă noi controla sunt cei mai importanți, pentru că depind de noi ca să ne supunem acestui risc. Ei sunt legați în primul rând de alimentație, alimentația care trebuie să fie bogată în fibre, care trebuie să fie săracă în grăsimi și mai săracă în carne roșie. Mai ales carne roșie înalt procesată, e vorba de prăjeli, este vorba de afumături, de carne foarte sărată. Alți factori pe care îi putem influența direct sunt legați de obezitate, de efortul de mișcarea fizică pe care o putem face în fiecare zi, sunt legați de controlul diabetului. Persoanele care au diabet se consideră că sunt predispuse spre a face un cancer colorectal. Am putea de asemenea aminti fumatul. Fumatul este un factor de risc pentru apariția acestui tip de cancer, iar consumul excesiv de alcool este considerat semnificativ, statistic, ca fiind responsabil de o parte din cazurile de cancer colorectal. Ce se întâmplă? Cancerul colorectal are o secvență de tratament standard, atât în România cât și în toate țările civilizate. Este un tratament complex care întotdeauna începe, sau aproape întotdeauna, începe cu chirurgia, cu excepția cancerului de rect, în care inițierea tratamentului o face radioterapia și cu o mică secvență de chimioterapie de pregătire. Operațiile care se fac sunt operații standard, sunt standardizate, constau în diverse tipuri de colectomii, hemicolectomia dreaptă, hemicolectomia stângă, colectomii intermediare. Sunt operații care în toată lumea se fac la fel. Implică niște principii foarte stricte de chirurgie oncologică, care includ abordul vascular inițial, întotdeauna se întrerup vasele de sânge la origine, înainte de a începe orice procedură în interiorul abdomenului pentru a preveni plecarea celulelor din tumora mamă către alte locuri din organism. Operațiile toate presupun o limfadenectomie completă, adică extirparea tuturor ganglionilor care sunt legați de formațiunea tumorală. Odată sunt operațiile deschise, care se fac cu ajutorul chirurgiei clasice, cu abdomen deschis, și există operațiile laparoscopice. În ultimii mai mult de 10 ani, mare parte din operațiile de cancer de colon le putem face pe cale laparoscopică. Rezultatele pe termen lung sunt aceleași. Nu există o diferență semnificativă statistic între operațiile pe care le facem pe cale deschisă și operațiile laparoscopice. Laparoscopia, în schimb, scade foarte mult timpul de recuperare. Este mult mai mică suferința pacientului în spital, este mult mai rapidă reintegrarea într-o viață normală. Calitatea vieții după operațiile de cancer de colon este bună, pentru că ce ne dorim de la pacienții noștri? Odată să încercăm pe cât posibil să-i vindecăm de cancer, în al doilea rând să aibă o viață de calitate după ce se termină tratamentul. Tipul de tratament, de fapt chirurgical, este personalizat pentru fiecare pacient în parte. În cazul în care depistăm cancere colorectale în stadii precoce, operația laparoscopică este posibilă. În cazul în care tumorile ajung la dimensiuni foarte mari, atunci laparoscopia își pierde din valoare datorită unor motive tehnice. Nu putem manipula în interiorul abdomenului cu instrumentele de laparoscopie segmentele digestive pe care vrem să le scoatem. Ce este important de știut este că
indicația chirurgicală este personalizată pentru fiecare pacient în parte.